E epidemie de gripă, o spun medicii de la spitalele de boli infecțioase, acolo unde se înregistrează un număr dublu de cazuri de gripă A față de COVID. Doctorii recomandă testarea înainte de a aglomera camerele de gardă și chiar vaccinarea. Asta în condițiile în care numărul îmbolnăvirilor va exploda abia în ianuarie și februarie. Este epidemie și la adulți și la copii de gripă. Febră mare, peste 39, care nu scade la antitermice. Cu febră și tuse ajung mii de români la medic în aceste zile, simptome comune pentru gripa de tip A și COVID-19. În urma testelor, cei mai mulți dintre ei sunt însă depistați cu gripă. La Institutul Matei Balș din București, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 150 de cazuri de gripă și 70 de SARS-CoV-2. Familia Flutur a ajuns cu mic cu mare în spital. Am ceva simptomatologie. Frisoane, tuse, deocamdată se acum mai și rupe din când în când și temperatură. Pe data 25. Atunci am început cu stări de somnolență, oboseală și a doua zi a început tusea și frisoanele, temperatură. La Matei Balș, timpul de așteptare la camera de gardă e de 4-5 ore. Este de fapt o complicație a unei gripe, într-adevăr este vorba despre o formă mai ușoară de pneumonie. Am luat împotriva febrei paracetamol și parte de vitamine pentru imunitate. În momentul în care am văzut că febra nu cedează, am decis să vin pentru investigații. 10% dintre cei care ajung la spital au nevoie de internare. La gripă, simptomatologia se instalează brusc. Pacientul simte o oboseală, o fatigabilitate, stare generală alterată, febră, tuse, dureri de oase, de mușchi. Cazurile vor crește de acum încolo. Va presupune, din păcate, și spitalizări în număr mare și oameni care vor ajunge cu evoluție imprevizibilă, poate și la terapie intensivă, de la complicații pulmonare, cu insuficiență respiratorie, până la complicații neurologice. În farmacie există un singur antiviral pentru gripă, care poate fi cumpărat doar cu rețetă și costă între 50 și 80 de lei. În plus, există și un test pentru depistarea gripei, care poate fi luat tot din farmacii și care ne poate scuti de un drum la medic. Oseltamivir. Există două forme de capsule. În primele 72 de ore ar trebui început tratamentul. În ultimele 4-5 zile, mai multă lume cere teste de gripă decât de COVID. Medicii recomandă vaccinarea antigripală. Până acum, 1.400.000 de români s-au imunizat gratuit cu serul cumpărat de Ministerul Sănătății.